Aș vrea să înțelegem în primul rând contextul în care a fost făcută declarația lui Recep Tayyip Erdogan. De ce acum și de ce o declarație atât de dură? Este un moment de poziționare. Criza din Orientul Mijlociu are multe imponderabile și evident pe de o parte Iranul șiit, pe de altă parte Turcia sunită încearcă să își găsească un anume tip de profil. Um, dincolo de aceste declarații, însă, nu aș fi foarte îngrijorat în ceea ce vește o perspectivă sau o dezvoltare pe o dimensiune militară efectivă. Um, doar dacă ar fi să subliniem faptul că Israelul are împreună cu Statele Unite un acord bilateral defensiv, un fel de garanții de securitate de, um, asigurate în bilateral de americani, asemănătoare celor din Alianța Nord-Atlantică. Niciodată Turcia nu va fi Statul care, sau Ankara, să aibă inițiativa de a genera o reacție a Statelor Unite în legătură cu Israelul. Retorica a fost ceva mai complicată după intervenția în Fâșia Gaza, s-au referit. Autoritățile de la Ankara, mai ales prin vocea președintelui Erdogan Ceilalți demnitari nu s-au poziționat atât de categoric În ceea ce privește cauza palestiniană Ceilalți demnitari din Turcia sau la care vă referiți? Da, din Turcia, da. da În legătură cu cauza palestiniană Acum da, s-a făcut un pas înainte Și afirmația, nu știu dacă este scăpată intenționat Sau până la urmă a fost un exercițiu retoric și anume, Turcia se poate gândi în legătură cu Israelul să intervină, așa cum a făcut în Agonul karabakh și în Libia. Așa. A, ori, din acest punct de vedere, aici se ridică o serie de semne de întrebare. Sprijinul fracțiunilor militare în Libia, prezența într-o formă sau alta, a uh, militarilor turci este cunoscută. Faptul însă că de la cel mai înalt nivel se recunoaște o intervenție directă în Nagorno-Karabakh, de exemplu, față de care statutul de suveranitate nu este nici până în acest moment uh, unul clar, uh, repet, a ridicat uh, semne de incertitudine în, în ceea ce privește pe Erdogan. Dar, dincolo de aceste aspecte, discutăm despre a doua armată din. Alianța Nord-Atlantică după cea americană, despre un garant extrem de semnificativ al echilibrilor spre Orientul Mijlociu, uh, spre Balcani uh, și, evident, Marea Neagră. Deci, la sfârșitul zilei, cum se spune, uh -huh. uh, cred că această retorică va rămâne o retorică. Dar s-a referit la Nagorno-Karabakh, o zonă cu potențial. Uh... Puternic de a crea un conflict. Mm -hmm. Am văzut ce s-a întâmplat acolo. Azerbaijan efectiv a putut să cucerească această regiune și a făcut-o, se pare, cu ajutorul implicit al Turciei. Acest lucru nu-l cunoșteam până acum. Uh, și cu un pas în spate făcut de Federația Rusă, da, după cum uh, se știe, care nu mai uh, sprijine Armenia. Care nu mai sprijine Armenia, exact, după cum se știe. Acum câțiva ani a avut loc o desfășurare militară în zonă. Aceasta s-a oprit printr-o înțelegere turco-rusă și nu armenoazeră. Au fost reluate ostilitățile și armenii au părăsit, marele lor majoritate, regiunea. Dar niciun moment nu s-a pus în discuție ideea că Turcia ar fi fost practic ceea care a generat. Uh, un ascendent în plan militar, în plan regional al uh, Azerbaijanului. Și iată acum uh, recepta Ei Erdogan vine și spune noi am fost acolo uh, și am ajutat, ne-am implicat militar. Nu știm în, în ce măsură. Dar revenind la Israel, uh, are potențial să crească și mai mult temperatura în regiune? Um... Semnale se transmit și acum când noi vorbim, Tony Blinken, secretarul de stat american, a luat legătura cu președintele Herzog al Israelului solicitând în ceea ce privește o intervenție în Libanul de Sud după incidentul general de Hezbollah, care să fie proporțională, să aibă în vedere evitarea unei componente de diseminare situația este extrem de complicată, pentru că deosebit de Hamas, Hezbollahul are forță militară semnificativă. od din acest punct de vedere, un război în regiune, în primul rând, ar genera o poziționare de o parte sau de alta. Statelor Arabe, Statelor Unite, Statelor Unite se îndreaptă spre alegerile prezidențiale, tema este dezbătută din diverse perspective, cea a Orientului Mijlociu, ca de altfel și a crizei ucrainene, deci este un moment de vulnerabilitate și solicitările repetate adresate Israelului, de a-și pondera o reacție care în mod natural este una ce trebuie să se întâmple, vin din foarte multe regiuni, din foarte multe zone. Și acum ne așteptăm la o reacție a Israelului împotriva Hezbollah. Da. Și dacă această reacție va fi pe măsura ceea ce am văzut că s-a întâmplat în Gaza, care ar putea să fie mișcarea uh, Turciei? Ați spus și dumneavoastră, a doua uh, armată din NATO, un jucător important în regiune, uh, amenință militar Israelul. De aceea discutăm despre asta, pentru că ne îngrijorăm, cel puțin ne îngrijorăm. Da, și sunt motive suficient de întemeiate să privim cu îngrijorare, inclusiv retorica politică. Libanezii au anunțat public faptul că ar avea o serie de garanții în legătură cu o ponderare a reacției Israelului și o targetare strictă a zonelor și unităților militare ale Hezbollah. Păreau ceva mai cumpăniți din această perspectivă, dar pe de altă parte toate liniile aeriene europene au blocat toate zborurile spre Liban. Da, uh... În acest context, dacă Israel răspunde, ne așteptăm la o măsură care să fie luată de Turcia lui Erdogan în contextul acestei declarații belicoase? Nu, nu cred. Cum sunt convins că Israelul va răspunde proporțional, deci faptul că s-a obligat din această perspectivă, mai ales în discuțiile cu principalii aliați, nu va genera un argument concret prin care Turcia să ia o astfel de decizie. Argumente retorice, evident, acolo, sigur că vor fi uh, afirmații uh, cât se poate de categorice, dar uh, de aici până a trece la fapte distanța este destul de uh, complicată. Uh, mai este o problemă, în acest moment, leadership-ul de la Teheran pare a fi, păstrând proporțiile, în mod evident, mult mai reformator decât cel de, uh, dinainte accidentului de elicopter, când președintele și-a pierdut viața. Um, dacă ar fi, cum spunea cineva, să privim uh, spre un inamic pe care Turcia îl consideră categoric și de nedepășit, acesta este Iranul Și Ori, din această perspectivă, o poziționare spre Israel sigur ar folosi Iranului, dar, pe de altă parte, nici Turcia nu are interesul de a-și relațiile cu Statele Unite și cu zona europeană printr-un gest de natură militară cu consecințe extrem de grave. A fi o problemă foarte serioasă. Pentru că suntem totuși, din fericire, deocamdată într-o zonă retoricii, una nu neapărat diplomatice, ci destul de dure, aproape războinice, am văzut răspunsul Israelului. Am văzut faptul că recepta Epi Erdoğan a fost comparat cu Saddam Hussein. În primul rând, de ce această comparație? Un răspuns era necesar pentru că atacul retoric al Ancarei a fost unul extrem de categoric. În al doilea rând, Netanyahu și-a întrerupt vizita în Statele Unite, a ținut un discurs în Congresul American, a fost aplaudat practic la fiecare propoziție, avea discursul scris în ivrit și l-a rostit în engleză. Deci, în acest moment, resetarea la nivel global, dar una serioasă, nu cea legată de unele declarații, este în desfășurare. Toată lumea privește spre alegerile din Statele Unite și pentru a se poziționa anticipativ din această perspectivă, pentru că America va fi prezentă. În aceste zone de criză, fie că dorește, fie că nu, fie că va fi Trump sau Kamala Harris, uh, reprezintă un argument uh, pe baza căruia statele care au o tradiție partenerială, precum Turcia, precum Israel, uh, cu Statele Unite, să fie practic uh, pilonul în zonă. Deci să fie practic acea forță militară care, la un moment dat, să poată împreună cu americanii să regleze în jocul de putere în zonă. Privind lucrurile din România și având datele pe care le avem, după ce am văzut aceste declarații, ne întrebăm dacă are interes cineva să uh, zdruncine și mai mult zona respectivă, care este într-un război. Uh, în acest moment, există interese din partea vreunui stat care să își dorească uh, un, un alt conflict care să apară acolo, uh, luând în considerare declarația lui uh, Recep pe Ordan. Uh, pe fundalul a ceea ce se întâmplă, nu își dorește nimeni un conflict suplimentar, ci un anume tip de ascendent. Atunci când, într-o formă sau alta, iarăși, după alegerile din Statele Unite, soluțiile vor fi pe masă. Și din acest punct de vedere, cât de, de aproape ești de centrul mesei pentru a realiza un compromis, este esențial, dar, pe de altă parte, fiind crize militare în desfășurare, componenta militară nu poate fi înlocuită. Amenințarea, într-o formă sau alta, are un anumit tip de gabarit la masa negocierii, dar de la amenințare până la implementare, distanța e foarte mare. Da. Um... Au mai fost declarații care au părut destul de dure pentru că le-a lipsit diplomația și au venit din gura unor lideri politici. Am văzut declarațiile pe care le-a făcut Victor Orban, premierul Ungariei, făcute aceste declarații în România. Nu o să citez exact, spun doar ce e important și anume a vorbit despre Federația Rusă ca fiind o țară care este condusă din perspectivă logică, că este o țară pe care te poți baza și care nu este impredictibilă. Nu același lucru a spus despre Uniunea Europeană. S-a schimbat ceva în acest discurs? Este mai radical decât de obicei? Țin, da. Este oarecum diferită. În președinția Consiliului Uniunii Europene, orice stat are un anume tip de retorică prin care, pe de o parte, respectă tratatele constitutive, sistemul de valori și, pe de altă parte, promovează anumite atitudini, tocmai ca cei din afara Uniunii Europene să înțeleagă acolo unde este nevoie fie de găsirea unor oportunități, fie unde este nevoie să se abțină din multe puncte de vedere. Uh, Orban a încercat un turneu blitz în, statele, în, în Ucraina, în Federația Rusă și China. Uh, înainte de a ateriza, a primit semnalul de uh, dezangajare din partea lui Charles Michel și din partea ministrului de externe Borel spunându-se pur și simplu n-ai mandat deci vorbești pe baze naționale a încercat după aceea să revină în Europa cu o serie de concluzii probabil foarte asemănătoare cu cele pe care le-a rostit în România i s-a respins prezența în Parlamentul European serviciul judiciar al Uniunii Europene care se care privește din punct de vedere juridic garantarea tratatelor constitutive a spus că se poate declara a încălcat aceste tratate constitutive este un boicot în desfășurare, mai ales a de externe în ideea de a se aduna la Budapesta, se vor strânge la Bruxelles și atunci în tot acest context ca să transmită acest mesaj care este foarte asemănător cu cel al Moscovei a găsit soluția la Tujnat uh -huh. și fiind și în concediu a resetat gândirea la nivel global nu are în acest moment vreo relevanță și ar trebui extrem de atenți să fim văzut tot felul de declarații cum va lupta Orban până la capăt să convace Consiliul Jai și tema Schengen. După părerea mea, nu se poate convoca un Consiliu Jai din care să ieșim încă o dată învinși. Iar gestica lui Orban din acest punct de vedere nu are valoare de întrebuințare astăzi când vorbim din argumentele pe care le-am menționat. Așa că atunci când suntem siguri că am intrat într-o cameră și de acolo ieșim cu un rezultat pozitiv, abia atunci un astfel de consiliu trebuie convocat. Restul promisiunilor nu au nicio valoare. Bun, vorbind despre Rusia atât de laudativ, spunând că este o țară pe care te poți baza, că este condusă logic și că este previzibilă, face parte din discursul pe care l-am văzut sau este ceva nou în ceea ce declară Victor Orban? Este discursul Moscovei, ideea de previzibilitate ar presupune la un moment dat, dacă ar fi una, o temă reală ar presupune la un moment dat un anume tip de disponibilitate de interacțiune. Deci, faptul că ceea ce la masa negocierii s-ar putea discuta ar duce previzibil spre un rezultat de pace. Folosește cuvântul pace, da. fără însă ai da conținut. În acest moment... Uh, un stat nenuclear este atacat de un stat nuclear care dorește să schimbe frontierele și să interzică exercițiul suveran al dreptului de a-și alege aranjamentele de securitate. Cam aceasta este predictibilitatea. Nu mai vorbesc de aspecte concrete, începând de la distrugerea jumătate din infrastructura ucraineană până la cele lovituri care n-au exclus nici măcar un spital oncologic pediatric. Ori din această perspectivă nu există în acest moment niciun argument în legătură cu vreo nișă de oportunitate previzibilă, predictibilă, care să sugereze o evoluție spre uh, pace. Da, Culeba, misul externe ucrainean, a fost la Beijing. Uh, o astfel de întâlnire cu liderii chinezi, în mod categoric, a fost pregătită temeinic dinainte. Deci s-a știut. Nu, nu, nu putem discuta la astfel de, de nivele doar de, de o întâlnire bilaterală de informare reciprocă. Nu. Care vor fi consecințele? Urmează să vedem. Din nou, repet, revenim la ceea ce se întâmplă în acest moment în Statele Unite. Revenind și la discursul lui Victor Orban, el nu diferă, nu s-a radicalizat mai mult, e același discurs pe care îl știm Probabil că ați văzut toate declarațiile pe care le-a făcut la băile tușnat în România da. e, e același discurs Da, este același discurs prin care încearcă să schimbe paradigma într-un sens, cum să o spun linia De fapt, ce vrea de la Uniunea Europeană Victor Orban? Nu vrea desfințarea Uniunii Europene, nu vrea ieșirea din Uniunea Europeană și au nevoie de bani. Ceea ce dorește să transmită este că Victor Orban și alte câteva partide radicale din Europa au adevărata a scării de valori, au adevărata înțelegere a ceea ce înseamnă Uniunea, zona europeană, zona euroatlantică, din perspectiva răspunsului la criză cum arată această perspectivă, a spus-o cât se poate de clar. Deci, credibilitatea, în un, gândirea domnii sale, credibilitatea Federației Ruse este una incontestabilă și răutăcioși în cei din partea asta, la altă, a lumii libere, care nu înțeleg oportunitățile în astfel de momente. Pare, pare izolat acum Victor Orban? Este izolat. Este, nu mai are niciun partener, nici în Italia, nici în Slovacia... La nivelul exercițiului președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, nu, nu are. Este aproape fără precedent, nu, nu vreau să greșesc. Este aproape fără precedent ca statele membre să boicoteze președinția Consiliului Uniunii Europene. Așa ceva, de la nivel de ministri. Uh -huh. Ori așa ceva până acum nu s-a întâmplat. de externe. Înainte, de acum câțiva ani, când alta era puterea în Varșovia, hmm. exista o axă budapesta Varșovia, conservatori dintr-o parte și în alta, vedeam un anumit limbaj care părea asemănător. Acum nu mai există, ba chiar am văzut o reacție destul de acidă care a venit din partea ministrului adjunct de externe al uh, Poloniei, care spune uh, în mare: dacă nu-i place în Uniunea Europeană și NATO, să plece. Da, și să știți că este o afirmație care circulă, nu este singulară. Um, se consideră că a cauționa. O gestică anume, și în numele Uniunii Europene, și în numele Consiliului Uniunii Europene, poate reprezenta un precedent foarte periculos și o generare a unei neîncrederi destul de, destul de serioase. Polonia este extrem de categorică în acest moment, și situația de alarmă din Polonia în legătură cu criza din Ucraina este una foarte mare. Au trecut inclusiv la exerciții de mobilizare sau blocarea frontierelor pentru că s-a încercat mutarea unor migranți forțat dinspre Belarus spre uh, Polonia uh, astăzi Polonia, de exemplu, are a treia cea mai puternică armată din Alianța Nord-Atlantică, adepă și Norvegia. din această perspectivă, evident polonezii au și un anume tip de atitudine și simt uh -huh. că trebuie să sublinieze niște aspecte N-au trecut spre varianta de minimalizare a retoricii de la domnule Da. Orban. Uh, și atunci, foarte scurt, uh, ce urmărește Victor Orban dacă este izolat? Dacă nu a reușit cu uh, uh, circulând, mergând în, uh, la uh, Kiev, uh, în la Beijing, nu reușește să facă nimic în. în uh, nici cu retorica sa, nici cu măsurile pe care încearcă să le ia, având în, în vedere și funcția pe care o ocupă acum Ungaria, fiind de președin, la, în funcția de președinte de a Consiliului Uniunii Europene. Ce urmărește Victor Orban? În primul rând, într-adevăr, există linii de demarcație între ceea ce înseamnă percepția politico-strategică față de ce se întâmplă în Ucraina, în Europa, și încearcă să maximizeze acele variante care oscilează în legătură cu reacția politice, instituționale, în legătură cu reacția față de uh, criza ucraineană. În al doilea rând, știe foarte bine că există o preocupare privind prelungirea acestui război. Și în al treilea rând, se așteaptă ca Donald Trump, în modul care va fi președintele Statelor Unite, să-i recunoască un anume tip de ascendent de mesaj. Eu, sincer, să vă mărturisesc că am rezerve.